Salutare, numele meu este Andrei, sunt violonist și sunt pasionat de muzică, călătorii și sport. Plăcerea a venit relativ târziu, abia prin clasa 7-8, când am participat la primele concursuri de profil. În primii ani de muzică nu este chiar adevărat, pentru că dedicăm foarte puțin timp studiului, jumătate de oră, o oră maxim. Cu siguranță călătoriile și cunoașterea atâtor oameni, mi-am făcut foarte mulți prieteni, am cunoscut multe culturi, vizitat locuri. Ciocărlia. O parte din zi îmi place să o dedic studiului și cealaltă familiei și hobby-urilor. Este foarte greu de răspuns la această întrebare, dar cel pe care îl studiez în momentul respectiv, pe care trebuie să-l prezint pe scenă. În foarte multe țări europene și nu numai, am fost chiar și în Israel și în Rusia, în partea din Asia. Și cred că aș dori să călătoresc peste ocean. Este destul de simplu. În clasa 1, când a trebuit să alegem instrumentele, erau doar două variante, vioara sau pianul, și am fost, bineînțeles, îndrăgostit de timbru viorii mai mult. Să experimenteze cât mai mult, să nu ia muzica foarte în serios de la început, pentru că poate dispărea plăcerea.